Am făcut ieri extragerea la a noastră campanie Îți umplem frigiderul de la Conacul cu Doro, o campanie ținută pe toată perioada lunii decembrie, o campanie care a bucurat 4 oameni. Vreau să-i spun bună dimineața domnului Andu Iftime de la Conacul cu Doro, omul care a pus bazele alături de soția sa acestui concept și acestui business Conacul cu Doro. Bună dimineața și bine ați venit la Iași. Bine v-am găsit. Mă bucur că mă regăsesc aici între prieteni, între cunoscuți și... Am văzut că știți toată echipa. Da, sper să fie doar începutul unei colaborări de lungă durată. Asta ne dorim și noi. Ați bătut drumul de la Vaslui la Iași ca să veniți în această dimineață la noi. Cu mare plăcere, da. Am vrut să cunoaștem personal câștigătorul, să-i strângem mâna și să-l asigurăm că facem produse de calitate, așa cum ați prezentat și dumneavoastră în cursul campaniei. Când a început toată povestea asta frumoasă numită Conacul cu Dor? Noi, ca fabrică de prelucrare a cărnii, activăm de ceva vreme, dar Conacul cu Dor a început anul ăsta, după... pe la jumătatea anului, după vreun an de dezvoltare, de punerea bazelor proiectului. Am lucrat cu un bun prieten pe zona de branding și de naming și după îndelungi chinuri ale facerii, am ajuns la... Da. Am reușit să ieșim în piață cu Conacul cu Dor, o gamă de produse premium, tradiționale, după rețete tradiționale. Românești, asta este foarte important. Foarte important, da, cu ingrediente naturale în totalitate. Că asta povesteam și noi înainte să dăm drumul căilor, să fim pe unde, să fim în eter, da? Practic ați reușit să intrați pe piață și să vă bateți cu cei care vin din afară și lupta n-a fost și nu este în continuare deloc ușoară. Da, chiar e puțin inegală din punctul nostru de vedere. De multe ori suntem într-o poziție de inferioritate în negocierea cu marile lanțuri, dar până la urmă calitatea cred eu că se va impune. Cu toate că vremurile pe care le trăim nu sunt cele mai favorabile pentru brandurile premium, lumea încearcă să se întoarcă către lucrurile low, economic, da, și... Da. N-aș vrea să discutăm acum pragul sărbătorilor despre cenușiul vremurilor pe care discutăm despre lucruri frumoase. Bune, da, pentru că sunt și lucruri bune în această pandemie. Adică am redescoperit valori pierdute undeva în timp. Da, și eu mă bucur că v-am cunoscut și noi personal, pentru că sunteți doi oameni optimiști, doi oameni cu zâmbetul pe buze. Chiar povesteam că, uite, domnule, în afară nu dă voie marilor lanțuri și târgurile tradiționale primează de cele mai multe ori, în toate arondismentele, că tot vorbeam noi de Paris, de Franța și de alte mari capitale. Poate că n-a fost un an ușor, sau cu siguranță nu a fost un an ușor, dar am răzbit, am ajuns la final, am făcut oameni fericiți și să sperăm că lucrurile vor intra în normal, nu? Da, trăim cu speranța că anul care vine va șterge tot ce a fost rău în anul trecut și să păstrăm doar lucrurile bune, așa cum spuneam, reîntoarcerea în sânul familiei. De fapt, am redobândit câteva din valorile tradiționale cumva uitate. Pandemia asta ne-a forțat să ne strângem în jurul focului, în casă, da. Și să... Trebuie să spunem că dumneavoastră ați pus bazele afacerii la Vaslui. E foarte aproape de Iași. Da, foarte aproape, în inima Moldovei. O oră, practic, 45 de minute de mers cu mașina de la Iași la Vaslui, în inima Moldovei. Da, ne e ușor de asta să asigurăm distribuția atât în sudul țării, cât și până în Bucovina. Sunteți cam peste tot în... Muntenia până la București și în Moldova până la Suceava, până în Botoșan-Suceava, într-adevăr. Pentru cei care nu au câștigat, noi îndemnăm așa să meargă în câteva dintre lanțurile de mari de magazine din Iași, da? Cel cu albastru mai degrabă, și să căutați acolo produsele Conacul cu Dor. Și în comerțul tradițional. Așa, unde vă găsim, de exemplu, în Iași? Dacă suntem în Iași sau din Suceava? Bine, știm, ok. În Iași, că vorbim despre Iași acum. În lanțurile de magazine. Magazin și comerțul tradițional. Comerțul tradițional, da. Am păstrat rețeaua de distribuție și
suntem prezenți în marea majoritate a magazinelor, da. Căutați conacul cu dor. Noi o să mai povestim cu ai noștri prieteni. Un gând așa, nu știu, pe final de an, că proiecte bănuiesc acum aveți destule și lucrați la ele. Proiecte am avut foarte multe și am avut un proiect legat chiar de conacul cu dor, dar pentru moment l-am pus pe hold pentru că contextul actual ne impune să fim foarte atenți la cheltuieli și să drămuim cu... La cheltuieli și foarte atenți, că asta povesteam, ați fost și la angajații dumneavoastră, pentru că atâta trebuie să se întâmple o nefăcută și cine știe ce mai este, Doamne ferește. Tot acest context ne-a impus anumite condiționalități legate de partea de securitate și de sănătatea angajaților și toate astea vin cu costuri suplimentare, evident, da? Așa cum spuneam, nu vreau să vorbim despre ce a fost gri și să ne gândim cu speranță la anul care vine. Da, domnul Andu Iftime, conacul cu dor, ce să vă urăm? Liniște în ultimele zile ale acestui an, multă putere de muncă și mult succes într-un 2021, sperăm noi, mai blând, cel puțin din punct de vedere al pandemiei. Poate se stopează totul și revenim la... eu știu, obiceiurile noastre de altă dată. Să ne ajute Dumnezeu. Mulțumim foarte mult și cu Doamne ajută. Sănătate. Mulțumesc și eu pentru invitație. A fost domnul Andu Iftime de la conacul cu dor. Ați văzut, am umplut frigiderul, am făcut oameni fericiți, produse excelente, excepționale. Mulțumim conacului cu dor pentru această colaborare în luna decembrie și la cât mai multe de acum înainte. Bună dimineața, revenim!